Hai, mai multă mișcare. Acesta a fost principalul obiectiv al planurilor cadru pentru învățământul primar. Un lucru deloc greșit, spun specialiștii care au numărat problemele de sănătate ale elevilor din cauza sedentarismului. Ei bine, 4 ore de sport ar putea avea incluse în orar elevii din învățământul primar din România. Un lucru ideal, spun profesorii de sport, care speră că astfel se vor rezolva o parte din problemele de obezitate ale copiilor de astăzi. Se constată o nevoie din ce în ce mai mare de mișcare și acest lucru trebuie să-l facem la nivelul școlarității și mai ales la clasele mici, pentru că aici există niște calități care se dezvoltă până la 10 ani. Deciziile oficialilor au împărțit părinții în două tabere, cei care vor mai multă mișcare și cei care vor mai multe ore de matematică sau limbi moderne. Și sportul este bun, dar matematica este mai bună ca sportul. Ar trebui să facă și de sport cât de multe, că le trebuiește în sport, și de matematică cât trebuiește suficient, și de engleză, de toate materiile. Deci la sportul să nu lipsească. Prea mult sport. Și acasă fac, mai bine ar face matematică, română, cum s-a auzit că și engleza nu vor să o mai bage. Potrivit noilor planuri cadru, un elev de la clasa pregătitoare, de exemplu, va avea cel mult 20 de ore de luni până vineri față de 17 câte erau până acum. Dacă mai introduci încă o oră, două în plus, acest copil se va aglomera, gândesc eu, ca și program. Sau, probabil că se introduc aceste obiecte și în detrimentul altora. Gândesc că i-ar face bine copilului, dar nu știu ce anume s-ar putea scoate din planul cadru existent. Sindicaliștii spun că planul cadru ar putea fi sortit eșecului pentru anul următor, deoarece s-a făcut în pripă și fără să fie analizate cu responsabilitate realitățile învățământului românesc. Din punctul meu de vedere, trebuia să se discute mai întâi cu părinții, cu copiii, cu profesorii și după aceea să aducă în discuție proiectul de planul cadru pentru anul viitor. Cred că trebuia făcut mai devreme acest demers. În programă și religia a fost introdusă ca disciplină obligatorie. În acest moment, planul cadru se află în dezbatere publică până marți 19 februarie. Toate bulversările care au dat peste cap învățământul românesc în ultimii 20 de ani se regăsesc în calitatea tot mai scăzută a sistemului de învățământ. Elevii nu mai fac față examenelor naționale, iar bacalaureatul este obținut de tot mai puțin tineri.